vor ajunge și mai departe. Păi ei nu s-au oprit și nu se vor opri la nivel de Bistrița. Ei deja au fost mai departe. Este un mare privilegiu pentru noi bistrițenii că au timp și pentru noi aici, că sunt familia noastră de aici, din Bistrița. Că toți vă aflați la provocarea, vă rog să rămâneți pe fir, că am o provocare pentru Alex. Îți cunoști fana? Sincer, nu cunosc fana, nu știu în ce context ne-am întâlnit. Nu mai țin minte exact, dar mă bucur că sunteți fana noastră. Stimate domn, întotdeauna voi fi, cu siguranță. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Vă doresc mult succes. Noi vă mulțumim că ați intrat în legătură cu noi și că le-ați făcut această surpriză minunată. Da, o minunată surpriză. O seară plăcută. Mie mi-a făcut plăcere. La revedere. La revedere. Toate cele bune. La revedere. Hai să vedem, uite, vedeți? Nici nu știți cine vă cunoaște. Deja începeți încet să deveniți persoane publice, nu-i așa? Da, încet. Și le mulțumim telespectatorilor că intră aici în direct cu noi și împărtășesc din gândurile lor pentru voi, special pentru voi. Pentru că vorbeam de festival și încă n-am finalizat ideea cu festivalul și mă bucur că n-am finalizat-o, că telespectatorii înseamnă că sunt aici atenți la noi. Hai să vedem ce... Cum a fost cu... Alo, bună seara! Alo! Bine ați venit aici la Provocarea! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? M-auzi? Da, bună seara! Mă numesc Laura Vultur. Ceaura! Laura! Ceaura! Salut, Maria! Salut, Mihai! Salut, Alex! Să rămână! Felicitări pentru tot ceea ce faceți! Mulțumim mult! Mulțumim tare mult! Dacă nu o cunoșteai pe cea dinainte, acum pe mine mă știi. Mă gândesc. De ceva, nu? Da, de ceva vreme, da. Alexandru, vreau să felicit pentru tot ceea ce faceți și aș vrea doar să vă spun așa, să rămâneți mereu harnici, modești, să căutați mereu să vă depășiți, pe noi să nu vă uitați propriile limite. Să nu uitați niciodată pe cei care v-au ajutat să ajungeți acolo unde sunteți. Da, așa e. Și aș dori să mă întorc un pic în timp, când erai tu, Alexandru, prin clasa a doua. Da. Povesteam noi odată despre veșnicie. Și ai descoperit atunci că ziua de mâine este ziua lui Dumnezeu. E adevărat. În cuvintele tale și să știi că mi le-am notat acolo pe timpul memoriei mele. Da. Eu îți doresc să rămâi în veșnicia bluzului, așa cum știu că l-ai ca și îndrumător, mă rog, profesionist pe Eric Clapton. Da. Ai și cântat așa de frumos piesa lui, felicitări. Mulțumesc. Îți doresc să rămâi veșnicia bluzului cu un stil al tău propriu. Da, asta e important. Asta îmi doresc și eu. Mi-ar place tare mult să văd că ai îmbinat și ceva din ceea ce este filonul românesc, dar tot mai l-ai cântat mai devreme. Da. Și mult succes mai departe. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Sărmâna. Mihai, fii mai îndrăznesc, puiut. Eu vă provoc să rămâneți mereu prieteni, da. Indiferent cât de mari veți ajunge pe scena bluzului internațional. Întotdeauna să fiți sprijin de nădejde unul pentru celălalt. Și niciodată să nu dați o prietenie și anii care vă leagă, experiența și munca voastră, să nu aruncați la coș pentru o sumă oarecare sau pentru diferite compromisuri. E adevărat. Mult succes mai departe, felicitări părinților și ne mai vedem noi. Da, așa e. Seară frumoasă. Mulțumim tare că a intrat aici cu noi în direct. Un alt fan, dacă e la catedră profesorul vostru, în viața de zi cu zi, este un mare susținător al vostru, nu-i așa? Ne bucurăm pentru asta. Păi, foarte mult. Foarte bine. Hai să finalizăm, să trecem la alte domenii. Cum a fost cu festivalul? Că tot aici am rămas. Festivalul a fost 24 de trupe în concurs, dintre care la preselecție. Preselecția a fost pe internet. Așa. Au rămas doar 6 trupe. Ce însemna preselecția? Ați trimis voi o piesă? Am trimis o piesă, voi. Da, așa. Înregistrată și membrii trupei Byron au ascultat-o, i-au dat notă și după aceea au făcut selecția. Și mai departe ne continuăm, Mihai. Ca să nu mai dea senzația că e mai introvertit. Am făcut selecția și urma să mergem la București să cântăm. Ne-am adunat acolo toți, cu trupele câți am fost și am început să cântăm. Să înțeleg că voi ați fost Mezina, trupa cea mai mică, ca și vârstă. Da. Toți erau la liceu. Toți erau liceu. Toți erau liceu, da.
și a fost foarte frumos. Publicul, fanii care erau de vârstă cu noi. Adică bine, erau liceeni, erau mai mari, dar eram în aceeași medie de vârstă. Cu public liber concursul sau voi între voi v-ați ascultat? Noi, între noi. Formațiile, voi între voi? Au fost și public liber, da, au fost. Și a fost foarte frumos. Ce am observat, că n-a mai existat, după ce am cântat, n-a mai existat rivalitate. Pentru că toți când au zis și premiul întâi, nu, toți au strigat fam și a fost un lucru care m-a emoționat. Deci a fost fair play în fair rândul play. Da, colegilor voștri. Extraordinar a fost fair play, mare fair play. Uh-huh. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bine ați venit la provocarea! Vă provocăm să vorbiți! Sau de ce nu ne provocați mea voastră pe noi? Alo! Cred că s-a răzgândit, dar cu siguranță o să revină, nicio problemă. Așa, și la finalul concursului când s-a anunțat premiul întâi? Am fost desemnați ca și câștigători, am primit și un voucher de 50 de milioane de lei. Din alo? Care... Oh. Alo? Da, vă ascultăm. Da, bună seara, spuneți. Alo? Poftiți. Ok. S-a anulat legătura. Și am fost desemnat ca premiul întâi, am luat și acel voucher de 50 de milioane, din care ne-am cumpărat instrumente. Acum am vrut să vă întreb, cum i-ați investit? Ne-am cumpărat instrumente. Aveți și-a cumpărat un cinel, el și-a cumpărat accesorii, eu mi-am cumpărat chitara aceasta, de la un magazin de chitări. Da, da. Așa, și ei s-au gândit ca să nu dea doar premii pentru trupă, au dat și pentru individ. Cel mai bun chitarist, cel mai bun basist, deci premii individuale pe care le-am luat. Și... Voi le-ați luat pe toate. Da. Felicitările noastre. Mulțumim mult. A fost un concurs extraordinar și eu am mai participat la un concurs. Tu ca și individ, așa. Da, la București, îi zice King of the Blues, așa. Guitar. Deci cel mai bun chitarist de blues din țară. Și am cântat, au fost foarte mulți concurenți și chiar cu vârste, erau de vârsta tatălui meu, 40 de ani, 30 și ceva de ani. Deci te-ai concurat cu oameni mari. Și am luat premiul 2. Bravo ție! Și bine, asta a fost norocul, că am luat premiul 2 la diferență de un punct, dar... Am cunoscut mulți chitariști mari acolo, am cunoscut pe Florin Ochescu, pe chitaristul de la Vama Veche. Florin Ochescu a fost chitarist la Iris și la Holograf și cam asta a fost. Alo, bună seara! Alo? Alo? Vă ascult! Dați televizorul puțin mai încet. Sonorul de la televizor. Alo? Noi vă auzim! Bun, până se reglementează problema tehnică, nicio problemă. Ați călătorit foarte mult. Care a fost experiența voastră și dincolo de scenă? Țara în sine, cum ați perceput-o oamenii, ospitalitatea față lor? Față de alte țări? Față de România, față de mediul vostru familial aici și familiar vouă. Păi... V-ați adaptat ușor? Cum stați cu limbile moderne? Vă descurcați? Da, cu engleză, nu vă sperie, da. Nu vă inhibă faptul că trebuie să vă descurcați într-o altă țară? Nu. Asta ne provoacă. Asta e o mare provocare, ca să ne jucăm cu acest cuvânt. Da. Ați ajuns la un moment dat și în Franța, nu e? Da, am ajuns în Franța și vrem acum să-i mulțumim domnului Cristi Schillingan, care ne-a oferit transportul până în Franța. Ne-a oferit un microbus cu un șofer tare simpatic. Domnul Alin, pe care salutăm. Deci v-a păstrat așa entuziasmul, un călătorie. Sponsor al nostru și alt sponsor, domnul Jackie, care ne-a promis că el ne va face...